Salut și bine ați venit la Dor de lectură. Astăzi o să vedem ce am primit. Se aude, da? Vedem imediat, e un colet extern. Aflăm acum și cap, tăiem și scoatem ce e înăuntru. Ok? Un pachet de cărți. Key Hunters. Exciting Quick Pace Games. Și Hey Gabriel, citesc în engleză pentru că e în engleză. Thank you for being one of the first review of Key Hunters. I hope that you and anybody else you play will have a great time searching for treasure and engaging with each other. Scuzați engleza. Large Cane Games se numește, deci ăsta e biletul. Welcome. Acesta e pachetul de cărți. Hai să vedem ce ne zice. Conține 33 de cărți, rule sheet, 10 slide die. Ok. Se pare că avem și zaruri. Age 14, time to play 5-10 minute. Deci 50 minute. Be the first to find all the keys and unlock a treasure chest and valuable richer. Ok, o să vedem exact ce conține acest joc micuț. Mergem la masă, îl desfacem, vedem componentele și după aceea explicăm și regulamentul cum se joacă. Bun. Cum se joacă? Se ia cartea care scrie The Treasure Chest, și anume cufărul comorii, și se setează la 10. Zarul acesta care îl avem este pentru a seta câte lacăte se află sau câte încuietori se află pe acest chest. După care se poate juca între 2 și 6, fiecare jucător primește 2 cărți. Și când îi vine tura, o trage și pe a treia. Dacă are o singură carte, trage 2. Dacă are 3, nu mai trage niciuna. Din aceste cărți alege o singură carte pentru a juca. Cărțile au o valoare aici care ne spune câte încuietori adaugă acestui cufăr. Nu se poate adăuga peste 10, iar cel care joacă și în momentul în care pe tura lui în care joacă ajunge la 0, câștigă. Spre exemplu, dacă pui aceasta, înseamnă minus 1, ceea ce înseamnă că vom avea 9. Adversarul trage o carte și la rândul lui poate juca aceeași chestie și avem 8. Dacă simți că adversarul se apropie, poți adăuga trap și fall trap, în care adversarul cade în trogroapă și nu mai joacă pe tura lui și atunci joci din nou tot tu. Și această carte Toolbelt, adaugi sau scazi un număr și poți să-l faci, putem optul acesta să-l facem fie 9, fie 7, în funcție de cum dorim să jucăm. Aceasta, o cheie mare, ne scade 2 chei și atunci dacă o jucăm pe ăsta ajunge la 6, 5 și tot așa până în momentul în care se ajunge la 0. Deci, când ai un și îl joci pe acesta, ai deschis cufărul și ai câștigat joc. Așa se joacă Key Hunters. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere. Nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.